Credincioși, iată-ne împreună o zi frumoasă, luminoasă, așa cum este și praznicul acesta împărătesc, schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos, când fața Lui strălucea ca soarele și hainele ca zăpada. Numai că la acest mare praznic al Domnului nostru Iisus Hristos, iată, s-a auzit o poruncă a Tatălui Ceresc. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. A sunat o poruncă dumnezeiască dată omenirii întregi, pentru ca să o împlinim, să o ascultăm. Când Mântuitorul Iisus Hristos, împreună cu trei dintre ucenicii Săi, frații Ioan și Iacov, fiul lui Zebedeu, și Sfântul Apostol Petru, au urcat în munte, pe muntele Taborului, pe când, așa cum spuneam, fața Lui strălucea ca soarele, pe când Sfinții Proroci, Moise și Ilie, erau în dulce sfătuire cu Mântuitorul Iisus Hristos, iată, glasul Tatălui Ceresc a răsunat în văzduhurile lumii pentru a doua oară, zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine am voit. Prima dată, aceasta devenire a Tatălui Ceresc a fost pe țărâne Iordanului, când Sfântul Ioan Prorocul a botezat în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Numai că de data aceasta, această adevenire, această poruncă a lui Dumnezeu Tatăl vine cu o întărire pe acesta să-L ascultați. Oare, iubiți credincioși, ne întrebăm, porunca aceasta a fost dată numai pentru cei trei ucenici ai Mântuitorului care erau prezente de Tabor, care erau înspăimântați și căzuți cu fețele de la pământ? Sau porunca aceasta a fost dată numai pentru iudeii de la acea vreme? Sau pentru omenirea de la acea vreme? Nu, iubiți credincioși, porunca aceasta a fost dată și pentru noi, cei de acum, și pentru cei care vor să fie până la sfârșitul veacului. Pe acesta să-L ascultați. De aceea, iubiți credincioși, considerăm că este potrivit astăzi, la acest praznic împărătesc, să arătăm importanța și cât de folositoare este ascultarea de Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos a fost cel mai mare și este cel mai mare învățător al omenirii cu veacuri înainte de a se întrupa din Fecioara Maria. Iată, l-au vestit ca pe lumina neamurilor și vestitor al adevărurilor sfinte. Mântuitorul însuși, când a venit în mijlocul noastră, în mijlocul oamenilor, în mijlocul lumii, afirmă de pe El însuși, zicând, eu sunt lumina lumii, cine va veni după mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Eu de aceea am fost trimis, spune Mântuitorul, ca să vedeți vă adevărurile vieții, ale mântuirii.
cu Domnul Iisus Hristos ca învățător, așa cum am spus, prin unicul, singurul, cel mai mare învățător al omenirii, le spune și Sfântul Apostol: voi să nu vă numiți învățători, pentru că unul singur este învățătorul vostru, și anume Iisus Hristos. De aceea trebuie să vedem cum învăța Mântuitorul Iisus Hristos omenirea și cum ne învață. Știm că a învățat atât prin cuvânt, cât mai ales prin faptă. Prin cuvânt, încă de la vârsta de 12 ani, când părinții săi tupești, cea la Maria, dreptul Iosif, l-au pregut în mulțime la Ierusalim și l-au găsit peste 3 zile în templul din Ierusalim, cu cărturarii, învățătorii evreilor alegei vechi, tălcuind scripturile și dând răspunsuri la care bătrânii cărturari se minunau de înțelepciunea sa. Nu îl percepeau ca fiind Mesia cel mult așteptat de întreaga omenire. Apoi, când a ieșit în mijlocul lumii, Mântuitorul Iisus Hristos a propovăduit Evanghelia sa, a propovăduit Împărăția Cerurilor, atât în sate și orașe, în târguri, la sărbătorile evreilor. Peste tot a propovăduit Evanghelia și aceasta numai că să ne arate calea care duce către Împărăția lui Dumnezeu. Dar așa cum spuneam lui Sfântuncioși, parcă mai mult decât cu cuvântul, a propovăduit cu viața sa prânduitoare. Pentru că învățătorul nostru, Mântuitorul Iisus Hristos, nu este ca unul din acei dascăli care învață bine, dar trăiesc rău. Adică au viață care nu este conform cu învățătura Mântuitorului. Dezmint cu fapta ceea ce afirmă cu vorba. Nu e bine niciodată. Învățătorul nostru Iisus Hristos, pentru cuvântul pe care îl îngrăiște, pune alături viața sa prânduitoare. El este ca o carte deschisă, din care toți pot să citească și să vadă care este chipul plăcut al vieții înaintea lui Dumnezeu, al vieții creștinești. De aceea ne spune și Mântuitorul de multe ori, pildă v-am dat bol, ca și voi asemenea să faceți. Adică să urmăm trăirea pe care a avut-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Astăzi, iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos nu ne mai vorbește nemijlocit, adică așa cum a fost acum 2000 și ceva de ani în mijlocul oamenilor. Dar activitatea sa învățătorească nu s-a terminat odată cu învățarea sa la cer, ci și astăzi și până la sfârșitul veacului, Mântuitorul Iisus Hristos este învățător. Iată, în mijlocul nostru, în duminică și în sărbători, și în fiecare zi când se săvârșește Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, Mântuitorul Iisus Hristos ne învață prin Evanghelia sa, prin poruncile Bisericii. Și pentru că am arătat că El este învățătorul omenirii, trebuie să vedem despre ce învățător este vorba. Și trebuie să spunem și cum este învățătura sa.
Învățătura Mântuitorului este foarte bogată. De ce? Pentru că învățătura sa ne vorbește despre istoria mântuirii neamului. Istoria mântuirii neamului românesc din robia păcatului. Știm că prin neascultare, protopărinții noștri au crezut în neascultare și de aceea am fost sub robia păcatului, sub robia iadului. Și Mântuitorul ne vorbește despre taina aceasta a lui Dumnezeu Tatăl de mântuire a neamului omenesc. Apoi, învățătura sa ne vorbește și ne arată dragostea lui Dumnezeu în față de oameni. Ne vorbește despre și ne arată îndemnurile care ni se dau și făgăduințele făcute de Dumnezeu Tatăl pentru lupta vieții pe care o avem de dus pentru a ajunge acolo unde dorim cu toții la mântuirea sufletelor noastre. Apoi ne vorbește și despre sfârșitul lumii. Trebuie să mai spunem că învățătura Mântuitorului Iisus Hristos este și folositoare. Pentru că cuvântul Evangheliei este lumină pentru toate neamurile. Și învățătura Bisericii și Evanghelia este călăuză pentru noi toți iubiți credincioși în orice împrejurare aveți, atunci când suntem pe cale, când suntem la rugăciune, când suntem la lucru, când suntem triști sau vesel, Dumnezeu nostru să fie la învățătura Domnului nostru, Iisus Hristos. Pentru că noi suntem cinstiți ca fiind fiii lui Dumnezeu după har. Prin faptul că am avut un așa învățător, prin faptul că Dumnezeu, smerindu-se, a coborât în mijlocul nostru ca să ne înalțe noi la cer, dar nu este de ajuns, iubiți credincioși, numai recunoștința noastră pentru faptul acesta. Și trebuie să fim și împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu. De aceea, regula de aur a vieții noastre pământești trebuie să fie păzirea poruncilor pe care și a învățăturilor pe care ne le-a lăsat moștenire și poruncă Mântuitorul Iisus Hristos. Așa cum am spus, în orice împrejurare, iubiți credincioși, trebuie să ne gândim numai și numai la învățătura Mântuitorului. Și acum, dacă tot a venit vorba, trebuie să ne întrebăm și noi, oare cum sunt inimile noastre? Oare cum este viața noastră? Suntem aproape de Hristos? Păzim noi poruncile Lui? Avem grijă aceasta ca să nu greșim înaintea Lui? Din păcate, trebuie să spunem că suntem departe de învățătorul Mântuitorului, mai ales de împlinirea poruncilor Lui, de păzirea poruncilor Lui. Noi ascultăm mai degrabă șoptirile vrăjmașului nostru, diavolului, decât să ascultăm cuvântul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Noi suntem mai cu grijă ca să păzim ceea ce spun oamenii. Avem grijă și ne ferim de părerea lumii decât să ne temem de ce spune Mântuitorul Iisus Hristos. Dar dacă la acest praznic împărătesc
am primit reînnoită porunca aceasta ca să-L ascultăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atunci este momentul visurincioși ca să punem și noi început bun. Și noi oricum avem prilejul acesta la marea sărbătoare, la acest mare praznic împărătesc, în harul Domnului nostru Iisus Hristos, se revarsă în belșugat asupra noastră, asupra Pământului. Este ajutorul care vine pentru noi ca să putem să punem început bun, să părăsim calea păcatului și să trăim după legea, după învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că însuși Mântuitorul spune, fără de mine nu veți putea face nimic. De aceea spuneam că este prilejul acum pentru noi și să avem și voința aceasta de a pune început bun și să rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute cu harul Său, să revenim asupra noastră pentru a putea să punem început bun în viața noastră. Pentru că nu este de ajuns ca să spunem că suntem creștini și să nu păzim poruncile pe care ne le-a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că nu ascultătorii legii sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci primitorii cuvântului lui Dumnezeu, aceia sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Vechii noștri pictori, iubiți credincioși, când au pictat în biserici și acum mai sunt în câteva locuri, pe tronul judecății nu este Mântuitorul Iisus Hristos, au pictat o carte mare deschisă. Întrebăm, ce voiau ei să întrească cu această pictură? Închipuiau în adevăr, iubiți credincioși, rostit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când spune, adevăr grezi vouă, că nu eu îi voi judeca pe cei păcătoși, ci cuvântul Evangheliei, ci Scriptura, cuvântul pe care l-au auzit și nu l-au păzit, nu l-au îndeplinit, acela îi va judeca. Deci, iarăși, dacă noi, sunt convins că am ascultat de multe ori cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, care se află în Evanghelie, pentru că de aceea s-a scris să ni se lasă moștenire și poruncă în același timp ca să-L primim, ca să-L păzim. Dacă de atâta ori l-am ascultat și nu l-am păzit, nu am primit cuvântul Lui, atunci iarăși revin la ceea ce am spus mai dinainte, că este prilejul cel mai potrivit, că astăzi, în acel moment, să punem început bun și nu numai aici, și nu numai duminica și în sărbători, și apoi când plecăm de la Sfânta Dumnezeiască liturghie, să fim aceiași, nu ne vișe din cerci. Noi trebuie să mărturisim pe Hristos așa cum ne-a lăsat prin Mântuitorul, prin viața noastră. Nu trebuie să umblăm așa cum în sectare, cu cartea sub braț, cu Biblia aceea lor falsă și îndoară pe oameni ca să îndoctrineze ei cu învățătura lor greșită. Nu. Noi trebuie să-L mărturisim, avem obligația aceasta, să-L mărturisim pe Hristos, că suntem creștini, dar prin viața noastră, acolo unde suntem, la lucrul nostru, la serviciul nostru, în familie, în școli, pe drum, peste tot, noi mărturisim prin viața noastră pe care o avem, ca bine crescuți, ca niște creștini adevărați, pretindu-ne, ca niște creștini adevărați când trecem pe la un dansul de caș, să ne închinăm, să nu ne rușinăm de lucrul acesta și
trebuie să luăm și atitudine atunci când vedem că cineva vă jucărește pe preoți sau sunt de locașul între biserici. Dar așa cum ne învață Mântuitorul și Apostolul Neamurilor, cu Duhul Prudenții, având greșeală, având grijă ca și noi să nu cădem în aceeași greșeală. Să rugăm așadar pe cine nu este astăzi un sfânt, nu este un proroc, este Dumnezeu, sărbătoare părătească, să rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne ascultă rugăciunea de astăzi, pentru că iată, ne rugăm în numele preților voastre ca să reverse harul Său asupra noastră. Vrem să fim început bun, dar nu avem acea voință necelită, nu avem acea putere pentru a ne desprinde de viața aceasta pământească, de trăirea aceasta pământească, trăind după legea lumii și a trupului. Și de aceea ne trebuie harul Dumnezeu ca să putem să fim început bun. Așadar, Dumnezeu și Maica Domnului să vă binecuvinteze, să vă plătească și mântuire la toată lumea să vă dorească. Amin. Fiți binecuvântați!